Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Continuăm această ediție matinală, 8 și 9 minute și este momentul să vedem ce scrie presa internațională, dar și site-urile noastre. Începem cu Digi24, această ediție de presă internațională. Iar articolul selectat de pe Digi24 sună în felul următor, citez, spionajul ucrainean lansează un serviciu de chat bot care ajută rudele soldaților ruși dispărut să afle ce s-a întâmplat cu ei. Au apărut și pe rețelele de socializare mai multe grupuri în care încearcă persoanele din Federația Rusă să află ce s-a întâmplat cu rudele plecate pe front, însă această chatbot vine să simplifice lucrurile și să ajute membrii familiilor care au deja persoane trimise pe front. Vom continua cu Radio Moldova.md, este același subiect și am selectat articolul pentru a fi alăturat celui de la Digi24. Pe Radio Moldova.md găsiți un articol în care se anunță că Papa Francis își exprimă îngrijorarea cu privire la războiul din Ucraina care riscă să fie uitat. În ultima perioadă, după ce au mai apărut și alte conflicte armate la fel de cunoscute la nivel internațional, războiul din Ucraina pare să fie pe plan secundar. Cel puțin asta anunță Papa Francisc. Mai multe detalii aflați din articolul scris de radiomoldova.md. Vă spuneam înainte de buletinul de știri că este o zonă fierbinte Serbia, pe aceasta care am să deschid paranteza și am să vă aduc la cunoștință și faptul că în Serbia, în ultima perioadă, în mod special după alegeri, au fost destul de multe proteste, oamenii fiind nemulțumiți de rezultat alegerilor. aceștia anunță că nu ar fi fost libere și democratice. De această dată, conform unui articol scris de The Guardian.com, în Serbia se pare că cei care sunt în opoziție în mediul politic au de suferit, cel puțin familia unui politician din opoziție anunță că acesta a fost preluat de, de serviciile secrete și bătut astfel încât a devenit pe partea dreaptă, a rămas de fapt pe partea dreaptă paralizat și acum este într-un scaun cu rotile. Cel puțin asta anunță cei de la TheGuardian.com. Detalii aflați în cadrul acestui articol. Reuters.com ne anunță în această dimineață că un candidat din Pakistan a fost ucis în întâlnirile pe care le avea cu publicul. Și în Pakistan lucrurile sunt foarte complicate pentru că se apropie alegerile din opoziție februarie după ce acestea au fost amânate de mai multe ori ca urmare a faptului că la moment conducerea de acolo a anunțat că nu ar fi cazul să fie alegeri pentru că este o iarnă foarte grea în partea de nord și că ar fi mai multe riscuri. Din câte se pare însă au de suferit și politicienii din Pakistan și se trage și un semnal de alarmă în acea țară pentru că nu doar acest candidat la președinție a avut de suferit, dar și alți candidați inclusiv unii pentru parlamentare, unii fiind independenți, au avut ori de suferit, ori au fost asasinați. Detalii în articol scris de Reuters.com BBC.com se întreabă în această dimineață dacă mai avem sau nu mai avem șansă de a scăpa de plastic. Pentru că plasticul este prezent în absolut orice. Conform studiilor făcute în ultimii ani, se pare că plasticul este prezent și în moleculele de apă, dar și în cele de aer. Iar dacă ar fi să luăm acum o decizie radicală pentru a scăpa de plastic, s-ar putea să fie prea târziu. Sau cel puțin dacă căutăm să luăm o anumită decizie, ar trebui să fie una care să nu schimbe radical lucrurile. Cel puțin asta găsiți în articol scris de BBC.com. Pentru mai multe detalii, accesați articolul și citiți și această știre. Aljazira.com. În această dimineață vine din nou cu știri despre ceea ce se întâmplă în zona fâșiei Gaza, în războiul pe care îl duce Israelul împotriva grupării Hamas. De această dată, Al Jazeera vine să vorbească în mai multe subpuncte despre foarte importanta întâlnire ce urmează la Curtea Internațională de Justiție, acolo unde Israelul a fost invitată de către Africa de Sud pentru acte de genocid. Veți găsi multe informații pe acest subiect, veți găsi multe opinii, păreri și de ce s-a ajuns până în acest punct. Pe această cale vă reamintesc că nu doar Africa de Sud, dar și alte țări au acuzat Israelul că ar duce o luptă de genocid în fâșia Gaza. De partea cealaltă, Israelul se apără și anunță că tot ceea ce face încearcă să lupte cu această grupare Hamas. Vă reamintesc, în data de 7 octombrie, gruparea Hamas a atacat Israelul, atunci având de suferit mai multe persoane din Israel. Mai multe detalii aflați din articolul scris de către cei de la aljazira.com. Vom continua dimineața cu un alt articol, de această dată scris de colegii de la Moldova 1, iar jurnaliștii de la Moldova 1 vin să facă referire la o știre ce a venit din Federația Rusă. Ca să fiu și mai exact, citez acest articol, iar el sună în felul următor. Mai mulți oficiali și jurnaliști au primit interdicția de a intra în Federația Rusă. Ministerul Afacerilor externe și integrării europene a declarat astfel de măsuri devin deja obișnuite. Mai multe detalii aflați din acest material și articole.